Așa mi s-a spus că nu e încă deschis oficial. Știți că centrul de afaceri costă 14 milioane de euro, din care vreo 6 și ceva sunt din bugetul local, deci de la cetățeni? Da. Păi, dacă ne uităm la centrul de afaceri acum, câte locuri de muncă s-au creat, la ce le folosește la Băcăuanul de Rând centrul de afaceri? La ce folosește, domnule, centrul ăla de afaceri? Da, nu sunt la Băcăuanul de Rând, că și mediul de afaceri a dat un bănuț acolo la, la bugetul local. Dar nu mai degrabă rezolvăm treaba cu apa potabilă și nu mai trimitem pe toată populația municipiului Bacău să cumpere apă plată de la supermarketuri? Da, că noi facem un spital acum municipal, spital. De ce? Pentru ca că să ne tratăm. Ne gândim că nu e apa curată, deci ne trebuie spital. Nu putem să utilizăm căldură, deci ne trebuie un spital. Nu. Avem câini vagabonți. Dacă ne mușcă, ne trebuie un spital, este mizerie. Nu, stat așa cum aici și cimitirul Sarata 2. Pentru ultima soluție avem și cimitirul Sarata 2. Și spitalul? Domnul, spitalul trebuie făcut. Dar spitalul, și știe și domnul consilier, a fost aprobat pe fonduri mixte, guvernamentale și ale administrației locale. Dacă ați venit la guvernare și ați tăiat finanțarea, domnul Savarache? Domnul Drăgușan, aici nu trebuie să intrăm într-o stare asta fatalistă și nici nu trebuie să mergem pe o optică, pe o gândire de excludere a anumitor componente din viața socială a comunității. Mediul de afaceri este important. Chiar dacă investiția asta, centrul de afaceri, e costisitoare și astăzi nu o simțim ca fiind utilă, acum, imediat, așa, dar este un element care trebuie să facă parte din viața... Acum? 2011? Care trebuie să intre în domnul Brășteanu. Bine, ea a început de vreo 4 ani, și atunci nu era criză. Nu era criză, era boom economic, toate firmele se dezvoltau, segmentul, am mai vorbit toată pe tema asta, tot cu dumneavoastră în emisiune. Era un moment de creștere economică, atunci era super oportun, era foarte important să împingem firmele, să le consiliem, să le ajutăm. Acum suntem în criză economică, într-adevăr, pare un pic acest proiect nu e la momentul care trebuie, dar... Nu, dar era oportun față de celelalte priorități ale Bacăului, cum sunt apa, căldura, înveloparea, locurile de muncă. Vedeți? Locuri de muncă, nu 4 sau 5 pentru paznici. Dar acolo nu sunt 4-5 locuri de muncă, dar revin iar la ideea inițială de acum o lună jumătate când am avut emisiunea, în care am zis așa, în momentul în care s-a propus centrul de afaceri în municipiul Bacău, a fost și un studiu de fazabilitate, a fost și un european care a evaluat oportunitatea proiectului. Și a finanțat parțial. A și finanțat într-o proporție foarte mare, adică 60%. Deci eu nu știu cine a făcut studiul de fezabilitate la vremea aia, dacă apare o criză economică, înseamnă că noi tot facem sală de sport, polivalent acum, da? În sport. La ce ne gândim acum? Da, dar la ce ne gândim ca să mai folosim încă 600 de miliarde?